Numele meu este Săraj Maiada, am 25 de ani, sunt din București. La vârsta de 12 ani, frații mei m-au luat în Siria, m-au logodit, iar la vârsta de 15 ani m-au măritat. Trăind acolo, am văzut tot războiul și multe altele și aș vrea să vă spun și vouă trăirile mele și povestea mea. După ce am trăit la bunica până la vârsta de 12 ani, am zis să mergem și noi în vizită în Siria. Pleci, dar nu vei mai pleca cu fete ne-a oprit pașapoartele, ne le-a ascuns, mi, mi l-au arătat pe verișorul meu și mi-au zis că este cazul să mă logodesc sau să mă mărit eu, aveam doar 12 ani. Și am fost de acord. Eu fiind mică și fiind dacă aparată de atâtea persoane, m-am măritat. Am rămas însărcinată la vârsta tot așa de 15 ani. Începuse războiul, puteai să rămâi fără un picior, puteai să rămâi fără o mână. Am stat nespălați zile întregi, cred că vreo 15 zile, s-a uitat la noi și ne-au spus pe voi n-am reușit să vă omorâm, deși era un neam cu neamul nostru. Mi-au tăiat mâna pentru că am fumat. A pregătit arma să mă împuște. Prim, uh, primul meu instinct a fost să-mi las capul în jos. I-am zis, mami, plec, dar vreau să iau și copilul. Mami, nu putem să luăm copilul. Dacă nu plecăm, mă știau sigur o să ne omoare. Am văzut cu ochii mei cum unui copil de 5 ani s-a tăiat capul cu un cuțit de pâine. Am în România, tatăl meu trăia aici cu mama mea, am avut o viață foarte frumoasă, o familie armonioasă, pot să zic, a fost totul frumos, până când tatăl meu a decedat. Eram în casă cu sora mea, a venit mama plângând și ne-a spus că tata a decedat. Am plecat la restaurant, era ultima dată când l-am văzut, l -am, era întins pe jos cu un cerșafal pe el. L-am luat în brațe, ne-am luat adio toți de la el și salvarea n-a mai avut ce să facă. Ce? După, am a, a murit din cauza că a făcut infart. A făcut infart și a murit. Asta am înțeles. Nu știu sigur care este cauza, am încercat să o aflu, dar nu am aflat-o. După aia am încercat să ne trăim viața normal, stăteam într-o chirie cu trei camere, un apartament cu trei camere. Mama nu mai avea cum să plătească chiria. Ea era la restaurant cu unchiul meu. Restaurantul era al tatălui meu și al unchiului meu, din câte am înțeles. Se ocupa unchiul meu de el, era al tatălui. Mama deținea toate actele. Până când unchiul meu i-a spus să aducă actele, pentru că dacă va veni un control, va trebui să arate actele. Mama a crezut chestia asta și s-a dus cu actele în original la restaurant. Unchiul meu falsificând actele, punând niște copii originale în sertar, ca mama să creadă că actele sunt acolo, iar într-o zi mama i-a spus că nu mai are cum să plătească chiria și că ar vrea să stea acolo cu noi. Să stea în restaurant, noi în restaurant mai aveam două camere. În una stătea unchiul meu și în una mama aș dorea să stăm noi pentru că nu mai puteam să ne plătim chiria. Iar unchiul meu a dat-o afară din restaurant, s-au bătut acolo puțin, am vrâncit-o după ce a venit și ne-a luat de la școală. Eram și noi de față, ne-a dat afară, am venit cu poliția, doar că mama le-a arătat actele și el avea actele falsificate, mama avea actele falsificate, iar el avea actele în original a făcut la notar cum că tatăl meu i-a dat totul lui. La restaurantul era în Colentina, vis-a-vis -vis de avion. Era un avion acolo. Și atunci a trebuit să ne mutăm la bunica mea. Am vrut să ne cunoaștem frații. Mama era foarte greu cu noi doi, două. eram două fete. E cam greu. Am rămas fără nimic, mai ales că mama nu muncea. Tatăl meu nu prea era de acord să muncească, o ținea pe ea să stea cu noi acasă. După ce am trăit la bunica până la vârsta de 12 ani, am zis să mergem și noi în vizită în Siria. Frații mei tot insistau să mergem să-i vedem, să-i cunoaștem și pe ei, pentru că... pentru că tatăl nostru era de acolo și trebuia să ne cunoaștem și noi frații și Na, să vedem și noi cum sunt oamenii acolo. 12 ani. Aveam 12 ani când am plecat în Siria. Am fost, a fost totul foarte frumos, părea totul foarte, foarte drăguț. Acolo ei se comportau foarte frumos cu noi, ne dădeau tot ce ne doream, ei știind că noi aici nu prea aveam posibilități și că mama nu-și permitea să ne ofere tot, ei acolo au încercat să ne ofere tot, foarte mult, ca să nu ne mai dorim să venim aici. Când mama a plecat, fratele meu i-a spus, fetele rămân la noi pleci, dar nu vei mai pleca cu fete. ne au oprit pașapoartele, ne le-a ascuns. Iar mama a venit în România. Nici noi nu mai voiam să venim, dar noi eram foarte mici. Acolo, având totul aici, nimic, am preferat să stăm acolo. Ne-au ținut acolo, mi, mi l-au arătat pe verișorul meu. Mi-au zis că este cazul să mă logodesc sau să mă mărit eu. Aveam doar 12 ani. Văzând că toate fetele se mărită de mici, de la 13, de la 14 ani, am zis că de ce nu, acolo nu era o copilărie în care să stai să te joci cu popușile, acolo treia să speli vase, să faci curat, trebuia să te măriți, să fii o femeie la vârsta de 13 ani, deja era o rușine să stai să te joci cu popușile. Și am fost de acord. Verișorul meu luând în foarte multe, tot așa, foarte mult aur, dulciuri, ce ne impresionează pe noi când suntem mici. M-am logodit, iar la vârsta de... Uh, m-am logodit cu verișorul meu. La noi uh, se zice că e mai bine să-ți iei aproapele decât să-ți iei pe cineva îndepărtat, că cel îndepărtat poate să-ți facă rău și n-ai de unde să-l iei. Pe cel aproape ai de unde să-l iei. Ești familia, i -i știi tot, adică sunt acolo dintre noi. În Siria... Nu, în Siria se căsătoresc doar cu verișori verișorii sunt, da, nu, nu altceva. Familia lui și noi. La când am avut 15 ani, 14 ani, cam pe la 14 ani, toată lumea spunea că deja este cazul să fac și eu un copil, să mă mărit, ar trebui să mă maturizez, că nu e cazul să rămân logodită până la vârsta de 18 ani. Aici nu aveam cu cine să iau legătura pentru că nu mă lăsau să vorbesc cu mama mea absolut deloc. Nu aveam voie să vorbesc cu ea nici la telefon, dacă vorbeam cu ea la telefon, era de față fratele meu și dacă îi spuneam vreodată, mami, mie e dor de tine, mă amenințau că mă bat. Am, vorbit odată cu mama la telefon și mi-a spus doar atâta, mami, nu te mărita. Eu fiind mică și fiind dacă aparată de atâtea persoane, m-am măritat. Am rămas însărcinată la vârsta tot așa de 15 ani. A fost nuntă într o făcută într-o sufragerie, pentru că era război afară și se închisese toate sălile de nunți, de evenimente. Iar ca să ne facă o nuntă, au zis să facă într-o sufragerie. La noi dormitoarele sunt destul de mari și au făcut-o în sufragerie acasă. La nuntă ai prima relație, da. La noi te măriți de fată mare, nu există să ai vreo relație până la nuntă. Decât dacă, în caz că ai fost logodită, și, dar nu ai relații sexuale nu ai relații sexuale, doar cunoști persoana respectivă. Ești cu ea, mai stați la un suc, mai stați, dar tot așa, cu hijabul pe cap. Nu ai voie, nu are voie să te vadă, n ai voie să-l vezi. El este mai mare cu 15 ani decât mine. Eu aveam 15, iar el avea 30 când m-am măritat. Tu când ai aflat că o să cu el, ți-a plăcut de el? nu știu, 30 sau... Trăind în mediul ăla, credeam că e normal ca o fată. Eu m-am dus exact la vârsta în care îți, faci un, îți creezi un concept așa despre viață și credeam că e normal. Și am zis da, de ce toate fetele se mărite și eu nu. Și am zis că da, haideți exact să... La noi este normal ca bărbatul să fie mai în vârstă decât femeia, pentru că se zice că bărbatul îmbătrânește mult mai târziu decât femeia și că nu are cum să-și ia o femeie de vârsta lui. Noi femeile îmbătrânim foarte repede. Nu știu dacă a fost o chestie ca să-l iau sau o chestie să mă mărit cu el. Adică când ești mic, neavând pe nimeni, crezi tot ce ți se zice în jur. M-am măritat, după aia soțul meu a plecat. A plecat în Liban să muncească am stat cred că vreo lună și ceva cu el, a plecat în Liban să muncească, ne-am rămas acolo. Începuse războiul, începuse foarte grav războiul, prima dată nu era chiar așa, erau niște proteste care am zis că o să treacă și ne se părea foarte amuzant. Dar de fapt ce urma să vină ne-a șocat pe toți. Se făcuse o armată liberă și armata din partea statului. La un moment dat am aflat că armata liberă a intrat în țară, pentru că nu erau doar sirieni, erau foarte mulți oameni care nu vorbeau deloc arabă, erau și chinești pe acolo, adică erau tot felul de oameni. Au intrat, au intrat în cam într-un sfert de țară, cam așa au intrat, deci nu ne afecta cu absolut nimica. Ne-am trăit viața bine, sora mea era măritată în alt oraș, în Alepo. Sora mea este mai mare decât mine, cu 2 ani. S-a căsătorit cu fratele soțului meu. Tot cu un verișor de-al nostru, eram frați și surori, cam așa eram acolo. Ea s-a mutat, mi-aduc aminte, că se mutase de lângă mine și mă duceam pe la ea, trebuia să mă duc pe la ea în vizită, pentru că, na, voiam să o văd și eu pe ea. Era un risc foarte mare să pleci dintr-un oraș în altul. Puteai să mori oricând, puteai să rămâi fără un picior, puteai să rămâi fără o mână, dar am zis că vreau să o văd mergând la ea, acolo, în Alepo, am văzut tot felul de chestii horror. Acolo era armata liberă. În net libera armata de stat. Vedeam bombe pe deasupra capului, niște mingi roșii care erau deasupra capului. Vedeam cum se iau la bătaie sau înjunghie oamenii pe stradă, cum oamenii sunt împușcați, ori în cap, ori în picior, ori în toate zonele corpului, pentru că armata liberă stătea pe, pe bloc, cu niște puști și dădeau la întâmplare. Nu dădeau una, nu aveau nimic cu nimeni, ei dădeau la întâmplare. Când trebuia să mergem la piață, era un bulevard între casă și piață și pe bulevardul ăla erau foarte multe riscuri. Bulevardul ăla s-a numit Bulevardul Morții, pentru că treceai de pe bulevard nu știei dacă trăiești, dacă nu trăiești. Mă uitam în jurul meu și vedeam în stânga și în dreapta cum oamenii sunt împușcați în cap și mor pe loc. Vedeam cum oamenii sunt împușcați în picioare. Vedeam cum sunt oameni care au rămas fără mână pentru că au fost împușcați în mână. Vedeam oameni care ajungeau de, pe un, de la bulevard, ajungeau pur și simplu plini de sânge. Deci ca să te duci la piață ca să poți să mănânci, era între moarte și viață. Nu știi dacă mori, nu știi dacă trăiești. La un moment dat nu se mai putea trăi acolo în Alipo, iar toți s-au mutat în Edlib. Ne-am mutat toți în casă, într-o casă, într-o casă cu șapte camere, eram vreo 25 de persoane. Ne mutasem acolo pentru că lucrurile se agravase foarte mult și eram amenințați de armata liberă că o să intre și acolo. Am trăit, sora mea dormea în baie cu copilul și cu soțul ei, copilul dormea în cadă, sora mea dormea în baie, noi dormeam pe hol. Nu aveam unde să dormim, pentru că dacă vrei să te duci în bucătărie, putei să mori. Nu aveam lumină, n-am avut lumină cu lunile, nu ne-am spălat, am stat nespălați zile întregi, cred că vreo 15 zile, mâncam supă la plic, ca să putem trăi, ne spălam cu dero, dero de, de spălat trufe, ne spălam ca să putem să trăim, pentru că nu avea voie nimeni să iasă, sau dacă ieșea, era pe iar la un moment dat am trăit în chestia asta horror vreo 15 zile, dormind în, pe hol, în camera de rufe. Eram vreo 25 de persoane care dormeau unul peste altul doar ca să fim ok oarecum, dar nu erai ok pentru că putea cădea o bombă oricând pe blocul nostru. La un moment dat am auzit ușa blocului, fiind foarte liniște, având nici televizoare, nici telefoane, nici nimic, cu cuvântul Allahu Akbar. Acolo Dumnezeu este mare. Allahu Akbar înseamnă Dumnezeu este mare. Atunci ne-am dat seama că armata liberă a intrat. Ei am văzut cum coboară de pe un deal, cum erau cu capete de oameni în mână, capete de la armata uh, națională, de la armata statului, și vedeam cum erau trupuri pe jos de oameni morți fără capete. Erau pur și simplu capul undeva, era trupul alt undeva, ei erau în mână cu capetele lor, era ceva horror. Deci nu cred că am trecut în viața mea prin așa ceva și ne-au zis, ne-au dat de ales dacă vrem să rămânem sau dacă vrem să plecăm. Au intrat Armata Liberă, a venit la noi, a intrat în Nidlib, a venit la noi la toți oamenii, au intrat peste toți în blocuri, în case ca să anunțe că ei au venit și au acaparat orașul și ne-au spus, dar toți aveau, ori unul avea un cap în mână, să se răzbune pe armata statului și ne spuneau, doriți să stați sau să plecați? Noi nu vroiam să rămânem. Vroiam să plecăm, era sigur. Am plecat, ne-am luat mașinile și am plecat. Aveam două mașini. Am urcat într-o mașină cinci persoane, eram șase persoane, pardon, într-o mașină. Soacra mea ne-a zis, tu ai 14 ani de mine. Soră, sororii mele i-a spus tot așa, să zică că are 14 ani. Cumnatului meu i-a spus să facă pe handicapatul pentru că nu prea puteam să trecem de ei, nu prea aveai cum să treci de ei, Â, ori îți opreau femeia din, din mașină, pentru că nu aveai ce să le spui, dacă comentai ceva, te împușcau. Am încercat fiecare să ne jucăm rolul și am plecat la drum. Am plecat la drum cu hainele care erau pe noi și ce am mai putut să luăm din casă. Am lăsat totul exact cum era. Plecând la drum, încă războiul continua. Erau bombe, erau puși peste tot, stăteam într-o mașină în care nu știam dacă va fi împușcată sau va fi oprită sau ne vor tăia capul sau se va întâmpla ceva cu noi. Habar nu aveam ce se va întâmpla cu noi. Noi am avut uh, fratele meu era din armata liberă, ținea cu ei, iar verișorul meu era din armata statului. Când dădeam de armata liberă, le spuneam că suntem de la fratele meu, din partea fratului meu. Când dădeam de armata statului, spuneam că suntem din, partele, din partea verișorului meu. Doar ca să putem să trecem. La un moment dat, mergând, am ajuns la o mătușă de a mamei mele vitrege. Toți băieții ei erau din armata liberă și ei au contribuit la intrarea în edlib. Asta am aflat ulterior. Am încercat să ne spălăm, am încercat să dormim acolo în noaptea aceea. În miezul nopții au venit copiii ei. Au intrat vreo cinci băieți și au spus așa, mamă, am reușit să-i omorâm și am acaparat Edlibu. Eu m-am -am uitat așa la ei, s-au uitat la noi și ne-au spus pe voi n-am reușit să vă omorăm, deși erau neam cu neamul nostru. Am dormit la ei noaptea aceea. Nu că, să mâine, să vă da, ne omorau. Ei au încercat să arunce o butelie de gaz la noi, în poartă, dar nu a explodat butelia de gaz și am trăit. La un moment dat a sunat fratele meu și a spus mamei mele vitrege... Trebuie să plecați de acolo neapărat, Siria va fi în război foarte mare, veți muri. Ea era, nu voia să plece de acolo, ea a zis că moare în țara ei și toată viața noastră de... depindea de ea. Pentru că dacă ea zicea că nu vrea să plece, nu plecam. Am încercat să o convingem și am plecat la drum. La un moment dat am rugat un domn să ne ia cu o dubă foarte mare. Am fost toți acolo în dubă, ne-am urcat, am încercat să plecăm spre granița cu Turcia. Dar n-am reușit să plecăm. A început o ploaie foarte, foarte mare, torențială chiar. Mașina noastră se scânta, iar acolo la graniță era armata liberă. Erau vreo șapte persoane. Au îndreptat puștile spre noi și ne-au zis în felul următor. Este la alegerea voastră, dacă vă continuați drumul, veți mori vă vom urmări pe fiecare la rând, ori dormiți aici în corturi. Erau niște corturi oribile, groaznice, nu puteți să te uiți la ele. Femeile dormeau separat, iar bărbații separat. Eu nu voiam să dorm acolo, voiam să-mi continui drumul, dar la un moment dat fratele meu a zis, decât să morim, mai bine trăim, haideți să dormim aici astă seară și mâine dimineață iarăși la drum. Am încercat să văd cu ei. Noi mergeam cu o mașină, era o dubă, ca un fel de dubiță, dar pentru că au văzut că vrem să trecem granița, au zis nu. Au îndreptat puștile spre noi, deci nu trebuia să le faci absolut nimica. Ei se luau de cine le venea lor. Nu conta că oricine, puteai să fie oricine. Am intrat în corturile acelea, ne-au dat îmbrăcăminte, ne-au dat mâncare, eram plin de noroi, am încercat să ne schimbăm acolo. Iar o femeie striga din spate. Mi-au tăiat mâna pentru că am fumat. A fost ceva, ceva groaznic. Femeia aia stătea de șapte zile, au intrat, au văzut-o cu țigarea în mână și i-au tăiat mâna. Au dus-o la spital să-i bandajeze mâna. Femeia aceea a rămas fără mână din cauza lor. A fost o noapte horror pentru că noi nu știam ce se va întâmpla cu noi, nu știam dacă vom mai trăi, nu știam nu știam absolut nimic. Era... Nu știam ce să facem sau ce să nu facem ca să nu facem greșit, să nu ne omoare sau să nu ne împuște. S-a făcut dimineață, ne-am luat bagajele, am plecat, s-a uitat unul din almata liberă la noi și ne-a zis în felul următor. Ați avut noroc că ați fost cuminți. Altfel, una dintre voi cred că rămânea sigur fără cap. Nu prea aveai ce să le comentezi. Pentru că dacă le comentai... Ori te împușca, ori îți tăia o mână, ori îți tăia capul. Au mai făcut ei chestiile astea. Încercând să plecăm din Siria, eram chiar la graniță cu Turcia, era o groapă de adâncimea de 2 metri. Trebuia să o sărim și să ajungem în cealaltă parte. Pe cealaltă parte erau cei din armata Turciei. Ei împușcau oameni la întâmplare. Deci pur și simplu treia doar să te uiți la ei. Și te împușcau. Alergând eu și fiind foarte mică, neînțelegând ce se întâmplă, fiecare acolo își vedea de treaba lui. Trebuia să te salvezi pe tine. Alergam, alergam și la un moment dat m-am uitat la el. Și-a îndreptat și pușca spre mine și a strigat cineva din spate. Nu te uita că te va împușca. A pregătit, arma să mă împuște. Prim, primul meu instinct a fost să-mi las capul în jos. Mi-am lăsat capul jos. Imediat ce mi-am lăsat capul în jos, a luat pușca de la, din, din dreptul meu. Am sărit cu toții în acea groapă, am aruncat copiii, am încercat și noi să ne salvăm de acolo, nu, nu te-a ajutat nimeni. trebuia să te salvezi tu pe tine. Cine putea să te ajute, dar nimeni nu să să te ajute. Și am reușit la un moment dat să trecem granița. Am ajuns în Turcia, ne așteptau dubele, am urcat în mașină, am mers acasă la fratele meu, ne-am spălat, totul bine și frumos. Aici, în toată perioada aceasta, mama era aici cu bunica mea, încerca să facă tot posibilul să ne aducă în țară, pentru că frații mei nu voiau să ne dea deloc nici măcar în vizită, nu ne lăsau să venim. A fost totul bine, a venit soțul meu în țară, a stat două luni, în acele două luni eu am rămas însărcinată, pentru că nu aveam voie să iau anticoncepționale, nu aveam voie, nu aveam voie să fac absolut nimic, iar mama lui voia un nepot. Mamă, eu aștept acest nepot de 30 de ani. Zi și făcut, el oricum. Aveam 15 ani când am rămas însărcinată. Am rămas însărcinată, a venit mama la noi în vizită. A stat cu noi, mi se pare că a stat 10 zile, nu mai știu sigur. Cam 10 zile a stat cu noi, a fost totul ok, a fost totul bine. A plecat, a mai venit, mi se pare, după două luni. Da, după două luni a venit mama iarăși. Prima dată a fost doar să le câștige încrederea. A venit după două luni și a stat de vorbă cu fratele meu și a spus în felul următor. Mai uh, Abdul Adir, așa îl cheamă pe fratele meu. Mai Abdul Adir, vă rog, lăsați și fetele să vină în țară, pentru că nu au acte. Le-ați chinuit destul, v-ați salvat copiii din război și pe ale mele le-ați lăsat acolo, puteau să și moară. Iar fratele meu a luat pușca din de lângă el, avea un pistol, a luat pistolul de lângă el, l-a îndreptat pe capul mamei mele de față cu mine și a zis în felul următor Cine se gândește să se atingă de fete, cu această armă eu îl voi împușca în cap Iar mama i-a spus în felul următor Oricâte zile mai am de trăit, fetele astea se vor duce în România Este țara lor, este o țară sigură și acolo trebuie să trăiască el Apoi am fost a zis mama să plecăm în mol. mi am ok, mami, mergem. Eu nu știam absolut nimic. Sora mea știa tot. Haide să plecăm în mol. Bine, mama, mergem. Am mers în mol. Mi-a luat mama niște haine de schimb. Eu nu știam absolut nimic. Am întrebat-o de ce e hainele alea. Și mi-a zis, mami, ești gravidă? Dacă te mai murdărești, e bine să le am. Presimțeam ceva, pentru că era foarte ciudată și ea și sora mea, dar nu m-am gândit chiar atât de departe. Îmi doream foarte mult să vin în țară dar cream că o să fie imposibil oricum. Adică ori mor, ori vin în țară. Una din două. Am fost la mol, sora mea și-a lăsat copilul la locul de joacă cu o nepoțică de-a mea, pentru că nu avea voie să-l aducă în România, nu avea procură de la tată, a trebuit să-și lase copilul acolo, iar mama mi-a zis în felul următor, mami trebuie să ieșim până afară, să luăm de la domnul care aduce condimente pentru mătușa ta, să luăm condimentele. Mama vorbea codat cu cineva. A venit o mașină și am ieșit afară. Am lăsat-o pe soacra mea și pe sora mea, în uh, sora mea vitregă. Eram cu sora mea din partea mamei, cu sora mea vitregă și cu soacra mea. Și copilul surorii și o nepoțică. Sora mea din partea mamei uh, știa totul. Ea a pus totul la plan, a cerut ajutor turcilor de acolo. Și-a lăsat copilul și am zis, ok, ieșim afară. I-am zis soacrei mele, vezi că merg afară cu mami și cu sora mea ca să luăm condimentele. Copilul e la locul de joacă cu nepoțica. Ok. Am ieșit afară și mi-a zis mama în felul următor. Am plecat foarte departe de mult și mi-a zis. Mami, ori pleci cu mine, ori nu sunt mai vezi niciodată. În momentul ăla eram foarte tristă pentru că îl iubeam foarte mult pe nepoțelul meu. Aș fi vrut să-l iau cu mine, țineam foarte mult la el, dar știam că e imposibil. Iar știam că eu dacă aleg să rămân acolo, mama cu siguranță nu o mai vedeam niciodată. I-am zis, mami, plec, dar vreau să iau și copilul. Mami, nu putem să luăm copilul. Dacă nu plecăm, mă știau sigur o să ne omoare. Am plecat, am urcat în dubă, tot drumul ăla a fost groaznic, a fost horror. Am ajuns într-un oraș din uh, Turcia, am fost la ambasada României, am luat niște foi în loc de pașaport, ca să putem trece granița, în tot, în tot timpul ăsta fratele meu ne amenința. Că o să vă găsiți la graniță, că o să trimit pe cineva, să vă omoare, să aveți grijă. Tot gândul meu era la acel copil. Voiam să-l iau cu mine. Dar știam că este imposibil să fac chestia asta. Am ajuns în România, într-un final, după un drum îndelungat. Am ajuns în România. Aici am început tot felul de amenințări, tot felul de mesaje, că dacă nu răspundeți și dacă nu veniți înapoi, trimitem după voi nu știu pe cine să vă omoare, că va trebui să veniți înapoi. Eu n-am mai vrut să mă întorc nici de cum, nici sora mea. Copilul de acolo nu mai puteam să-l luăm. Eu am avut foarte mare noroc că am fost gravidă și am venit cu copilul Ok, am născut aici în România. Am născut aici, da. Am născut aici în România, copilul este cu mine, îl cresc eu. Am avut tangenții cu tatălui, dar nu vorbim cu el. Sunt doar eu cu copilul. Copilul meu are 8 ani. Acum. Mulțumesc. Și acum este totul ok. Nu mai ținem legătura cu ei. Nu mai vorbim deloc cu ei, nici cu tatăl copilului. Oarecum, da, nu este frică să mă văd cu ei nu aș putea să mă mai văd cu ei niciodată. Adică, nu, nu, nu. Nu mă gândesc. Dacă un om a fost capabil să, să te oprească acolo, să-și aducă copiii în România, care trebuie să faci acte și îți trebuie foarte multe chestii să aduci un sirian în România și te-a lăsat pe tine ca român, da? Pașaport românesc te-a lăsat acolo să te chinui în războiul ăla, înseamnă că nu ai ce faci cu un astfel de oameni. Adică nu ți-e frate. Dar când te căsătorești, trebuie să vadă că ai fost domișoară, Dacă nu ai fost domișoară când te-ai căsătorit, I -i da, sunt mulți care ori te omoară, ori dacă sunt familii mai ok, te duc la un ginecolog să vadă de fapt despre ce este vorba, să nu ia deciziile chiar așa, ok, poți să fii o femeie cu un col elastic, adică... Dar majoritatea, dacă nu, te omoară, da. A venit soacra mea la mine în cameră după, ce, după ziua anunții și a arătat prosopul tuturor, gen că a fost mișoară și că e totul ok. Toți s-au bucurat, da. Îmi imaginam doar în filme să pot să văd așa ceva. Nu mi-am imaginat niciodată în viața mea că pot vedea cum mi se taie capul unui om. Am văzut cu ochii mei cum unui copil de 5 ani s-a tăiat capul cu un cuțit de pâine. Doar pentru că a spus că el ține cu armata statului, nu ține cu armata liberă. Frică, am încremenit pur și simplu, pentru că nu știam ce să fac, ce să zic. Nu știi pur și simplu cum să reacționez, pentru că nu știi ce, cum va fi reacția lor la reacția ta. Nu știi dacă te vor omorâ și pe tine nu știi, am zis ceva greșit, oare mă vor împușca, oare mă vor lua, pentru că ei începuse la un moment dat pur și simplu să vină acasă, să zică Allahu Akbar de trei ori, Dumnezeu e mare, să zică ești afară din casă, casa asta mi aparține. Ei își făcuse propria religie, ei își făcuse propriile drepturi, pentru că acolo nu mai avea dreptul nimeni, doar ei. Omorau oameni nevinovați, nu exista poliție. Nu exista pentru că acolo era armata liberă. Nu mai exista nimic. Nu mai exista lege, nu mai exista absolut nimic. Religia și-o făcuse ei, o femeie trebuia să poarte negru, nu trebuia să-i se vadă mâna. De foarte multe ori ne trimitea fratele meu din altă țară sau fost meu soț. Ne trimiteau bani și puteam, uh, mai existau surse. Prin amanet, acolo se trimitea, prin oameni care veneau în țară, că totuși... Sunt oameni care mai vin în țară. Chiar dacă era războiul, erau mulți oameni care deja noi ne acomodasem cu chestia asta. Pentru noi să vedem cum e împușcat cineva sau cum pleacă o dubă plină de sânge era deja ceva normal. Nu mai ni se părea. Noi vedeam dubele cu oameni pline pentru că adunau oameni de pe bulevard care erau morți și pur și simplu când pleca duba curgea foarte mult sânge. Era și veneau oamenii cu apă și dădeau. Deci era ceva foarte normal. Era de zi cu zi, nu mai ți se părea ceva, mamă ce s-a întâmplat, a murit. Nu. Am avut de învățat că, de fapt, oamenii, majoritatea oamenilor nu au probleme. Ei cred că au probleme, dar când îți dai seama de viața prin ce a trecut altcineva, îți dai seama că, de fapt, tu nu ai probleme. Îți dorești doar să fii... Să fii sănătos. Am tras concluzia din chestia asta că nu mai vreau nimic material. Nu am nevoie de... Nu, sunt, nu mai sunt genul de persoană care să vreau, nu știu, un anumit brand, o... nu știu, o anumită mașină. Știu că într-un moment dat poți să rămâi fără nimic. Și că cel mai.... cea mai mare bucurie este să -i ai pe cei dragi lângă tine, să fii în siguranță când dormi și să poți să-i vezi, să știi că e sănătos ca om, să știi că, băi nene, nu am nevoie de brandul ăla, am nevoie să fiu eu sănătos, să-i mulțumim mai mult lui Dumnezeu, acum când mă trezesc de fiecare dată, îi mulțumesc Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru mine, pentru că mi-e alături și lucrurile materiale mai puțin. Acum sunt genul de persoană care, dacă nu am niciun leu, chiar nu mă interesează. Și cred că este ok să ne trăim momentul, pentru că nu știi niciodată ce se va întâmpla. Am o soră care mi-a murit într-un cutremur în Turcia, în ultimul cutremur, care tot așa m-a făcut să-mi dau seama că nimic nu este stătător pe pământ.